Au scăpat de o problemă, dar apar altele noi. Aceasta este situația Spitalului Județean Mehedinți. Nici nu au apucat să achite arieratele, să dea în folosință noua maternitate, să plătească salariile și resturile de lefuri restante de o bună perioadă de timp. Mai mult, numai ce au implementat și proiectul de utilare al spitalului cu aparatură medicală de ultimă generație de 1,6 milioane de euro. Acum există o altă problemă, și anume cea a restanțelor bonurilor de masă, ce sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă. Bonurile de masă la nivelul spitalului județean nu s-au dat din luna august. Faptul că nu s-au dat derivă din următoarele considerente. În anul trecut, spitalul s-a confruntat cu o situație financiară deosebită. Să nu uităm că a fost și stopare la sursă pentru 2 luni de zile. Și de asemenea, în cursul anului trecut, s-au dat drepturile salariale câștigate prin instanță, care aveau, trebuiau date din punct de vedere legal, și s-au dat drepturile pentru anul 2014 în valoare 25% din suma câștigată, aproximativ 700.000 de lei, iar în ianuarie, luna trecută, s-au dat 15%, care reprezintă drepturile salariale care trebuiau achitate de spital în anul 2012, 5%, și în anul 2013, 10%. Sindicaliștii sunt porniți să-și recupereze și aceste drepturi salariale, mai ales că au avut o întâlnire cu oficialii din București, anume miniștrii sănătății și finanțelor, care i-au asigurat că există bani. De altfel, în cursul lunii ianuarie, am avut o discuție cu sindicatul Sanitas și le-am prezentat această situație și le-am spus că începând cu luna februarie vor începe să se dea bonurile de masă din urmă. Urmând ca în funcție de venituri să se recupereze la zi în decursul anului 2015 bonurile de masă care se acordă. De altfel, după această discuție cu sindicatul, am primit ce din partea tuturor sindicaliștilor individuale, prin care ne solicitau să le eliberăm câte o adeverință din care să rezulte că nu li s-au dat aceste bonuri de masă. Cum v-ar afecta o acțiune în instanță și în același timp cum vă pregătiți apărarea? Pentru că vorbim aici și de apărarea unității medicale. Mai înainte de toate, mi-ar place să cred că sindicaliștii care sunt salariații spitalului ar trebui să dea dovadă de o înțelegere a situației spitalului existentă, care eu le-am adus-o la cunoștință în cadrul comitetului director de fiecare dată și în discuțiile cu liderii lor de sindicat, prin care s-a arătat că avem toată disponibilitatea de a da aceste bonuri, dar să nu uităm în limita bugetului de venituri și cheltuieli. Ei am făcut fiecare din sindicaliști, am aici numai o parte din adeverințele care le eliberăm la membrii de sindicat și le-am făcut răspunsuri și sunt în curs de a se face, prin care le aducem la cunoștință că unitatea s-a confruntat, așa cum v-am spus, cu o situație deosebită și că s-au dat drepturile salariale care devenise executorii. Am pus în situația că dacă nu dădeam aceste drepturi, puteau veni cu executori judecătoresc, cum s-a mai întâmplat în anii trecuți, și spitalul a plătit sume de 240.000 la executor judecătoresc când a venit Sanitasul, sau 100.000 de lei la executor judecătoresc când a venit Sindicatul Independent al Medicilor, și am făcut acest efort de a da aceste drepturi salariale, să nu fim puși în situația de a plăti acești bani la executori judecătorești, pentru că sunt tot din veniturile spitalului pe care le realizează din relațiile contractuale cu casa. Foarte interesant este cum gândește sindicalistul, de obicei bugetar, care așteaptă ora de sfârșit a programului ca unicolacul. Astfel, pe măsură ce cazurile de bugetari plătiți, mai bine sau mai puțin bine, devin aroganți, sfidători și deloc interesați de situația contribuabilului, de obicei nebugetar, adică cel care nu are pile prin orice sistem, dar care contribuie din greu la realizarea lefurilor celor bugetofagi și cu atitudine sfidătoare și dușmănoasă la adresa lor, în special a celor din mediul privat. Acum bugetarii au și calcule.
Nu s-au redus bine ceaseurile cu 5% la angajator, că bugetarul a și împărțit paralele. Normal, salarii crescute. E tot ce își dorește un individ care are un program foarte greu și rupe ușa biroului cu 30 de minute mai devreme, iar vinerea are program preferențial, că de, e bugetar. Deși sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil, bonurile de masă n-au mai fost acordate din luna august 2014 până în luna curentă, inclusiv ianuarie 2015. Ce intenționați să faceți mai departe? Am trimis către membrii noștri un tabel cu semnături pentru a lua acordul să acționăm în instanță pentru recuperarea bonurilor neacordate. Câți membri are Federația Sindicatul? Sindicatul Mehedinți are aproximativ 800 de membri în Spitalul Județean. De unde ar trebui să vină bonurile de masă? Vin de la Ministerul Sănătății sau prin... Nu, bonurile de masă le acordă Spitalul Județean, care este în contract de prestări de servicii cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Privește salarizarea minimă cu acei 100 de lei care au fost aprobați? Da, se pot acorda. Am avut o întâlnire la care a participat domnul ministru Bănicioiu, domnul ministru Vulcov, domnul ministru Liviu Pop, la care ni s-a spus că începând cu 1 ianuarie s-a redus CASE-ul pentru angajatori cu 5%, iar creșterea salarială ar reprezenta 4,8%. Deci 0,2% din ce s-a redus la CASE rămâne totuși la angajator cu acordarea creșterii salariale. Telespectatorii Galaxy TV lansează o provocare în special celor din spital. Doamnelor și domnilor, înțelegem că salariile sunt neîndestulătoare, că o parte ați făcut școala așa cum trebuie absolvită și cu riscurile de rigoare. Sunt riscuri, unele de multe ori de neimaginat, dar poate lucrurile ar merge mai bine. Poate lucrurile ar merge mai bine dacă nu ați trimite pacienții din spital la cabinetele voastre private. Poate lucrurile ar merge mai bine dacă pentru o injecție nu ar trebui să fie scos ceva marafeți. Poate lucrurile ar merge mai bine dacă nu s-ar defecta ca din senin aparate medicale de urgență, spre exemplu, ecograful. Și cetățenii nu ar fi nevoie să meargă iarăși la cabinetele voastre private sau ale colegilor voștri pentru aproape orice. Poate lucrurile ar merge mai bine dacă la magazia și farmacia spitalului ar fi un supracontrol, ca oamenii care ajung la urgență să nu mai fie trimiși la farmaciile de peste drum prietene probabil pentru orice. Și poate lucrurile ar merge mai bine dacă ar exista de la asistente cu unghii tăiate și nu din acele imense, date cu oje și lac, pline de inele de aur de ne și mirăm unde au loc toate pe doar 10 degete văzute, că în pantofi nu v-am căutat, nimeni nu v-a căutat. Dar aveți o viață grea, ca toți de altfel. Poate ar merge lucrurile mai bine dacă măcar infirmierele și asistenții, parte din ei, nu generalizăm, și-ar da silința și, spre exemplu, pe o rană deschisă nu ar turna spirit și nu te-ar trimite acasă. Exemplele pot continua și numai cine nu a avut de-a face cu Spitalul Județean și cu personalul din Spitalul Județean nu poate avea măcar o poveste, pe cât de scurtă, pe atât de interesantă și, de asemenea, dezgustătoare.